Clara, vă mulțumesc că sunteți alături de editura Humanitas în această a treia zi a Târgului de Carte Gaudeamus. Lansăm acum volumul Două veacuri de populism românesc, de Robert Adam, o nouă apariție în colecția Istorie a editurii Humanitas. Sunt aici lângă mine doamna Raluca Alexandrescu, conferențiar universitar, prodecan al Facultății de Științe Politice la Universității București, mulțumesc, și autorul Robert Adam, despre care am să vă spun doar câteva cuvinte. Este doctor la Universității Libere din Bruxelles, cu o teză despre național-populism. În prezent este colaborator științific al aceleiași universități. Domeniile sale de cercetare cuprind populismul și naționalismul în Europa, sociologia și istoria sportului, relațiile culturale externe ale Uniunii Europene. Ca jurnalist a colaborat și colaborează cu numeroase ziare, reviste și radio din România și din Franța. În această carte ne propune istoria naționalismului românesc de la începutul 1821 până în prezent. În curând se va alătura scriitorul și jurnalistul cultural Rachid Vangu. Sperăm că ajunge cât de repede, este blocat în trafic. Am să rog pe doamna Alexandrescu să înceapă prezentarea. Vă mulțumesc! Mulțumesc!